Vă spun sincer, îmi place că m-aș da gătește sănătos, pentru că alimentația este foarte importantă și pentru frumusețea pielii și vă spun asta din proprie experiență. Iar astăzi o să discutăm despre o problemă cu care se confruntă foarte mulți adulți și anume acneea. Doamna dr. Oana Spânu este alături de noi. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Doamna doctor, un subiect care interesează cu siguranță foarte mulți tineri, foarte mulți adolescenți se confruntă cu această problemă și aș vrea să ne spuneți la început, acum vorbim despre adulți, aș vrea să-mi spuneți la început ce este de fapt acneea, așa, mai pe înțelesul nostru. Este o afecțiune care interesează din ce în ce mai multă populație, atât adultă cât și adolescenți. Uneori poate să apară doar în viața adultă, nu neapărat cu un istoric în adolescență. E o afecțiune inflamatorie a glandei sebacee. Peste această inflamație, care poate fi ocazională sau cronică, poate să intervină suprainfecția bacteriană, adică acea colonizare de către bacterii, hai să le spunem, dăunătoare pielii noastre, în momentul în care se pierde această balanță dintre bacteriile saprofite bune și cele patogene. Microbiomul nostru cutanat, acea cultură de bacterii bune care se află și la nivelul tubului digestiv și la nivel cutanat, suferă un dezechilibru și atunci ne trezim cu inflamație și ne putem trezi cu acne, eczemă, rozacee. De asemenea, contează foarte mult modificările hormonale care pot apărea în viața adultă și în adolescență, dar și în viața adultă, atât la femeie cât și la bărbat. În cazul femeilor, evident că intervine și componenta aceasta cosmetică, de rutină zilnică, de îngrijire, de machiaj. Și aici mă refer la produse ocluzive, comedogenice, de exemplu baza de machiaj de tip primer, care poate conține silicon sau fracțiuni siliconice, care efectiv ocluzează, astupă glanda sebacee și nu mai lasă sebumul să se elimine, se multiplică bacteriile. Ne referim la fonduri de tens budre cu putere mare de acoperire. Ne referim la rutinele acestea ușor exagerate, aș spune eu, și ne confruntăm, din păcate, din ce în ce mai frecvent cu persoane chiar și foarte tinere, cum spuneam, în special femei care au o rutină foarte complexă cu 10-12 produse utilizate zilnic. Da, mi s-a părut și mie dus la extrem lucrul ăsta. Da, e cumva împrumutat din Asia, din obiceiurile asiaticilor, această rutină cu multe produse, însă trebuie să ne adaptăm tipului nostru de ten. Dacă avem o piele sensibilă, supra-spălăm, supra-exfoliem cu acizi, alfa, beta, hidroxiacizi și atunci flora noastră bună dispare, pielea suferă inflamație și ne trezim cu leziuni de tipul acesta. Doamna doctor, vorbim despre adulți, ne concentrăm pe ei. Până la ce vârstă putem să suferim de acne? De obicei poate debuta în jurul vârstei de 20, 25, 30 de ani. Chiar acnea femeii adulte se numește acnea care depășește vârsta de 30-35 de ani și ne putem confrunta chiar și până la 50-55 de ani. Și în cazul bărbaților pot apărea diverse modificări hormonale și pot să apară leziuni de tipul acesta, nodul ochistice, care lasă cicatrici la nivelul feței și la nivelul toracelui posterior. Dacă, de exemplu, fac sport foarte mult, poartă îmbrăcăminte sintetică, își aplică tot felul de uleiuri de corp și în cazul femeilor, dacă își aplică uleiuri de masaj, de asemenea, acestea sunt ocluzive, pentru că nu foarte multă lume știe că aceste uleiuri conțin foarte multe uleiuri minerale, care nu sunt chiar cele mai grozave pentru pielea noastră. Ni se spune sau scrie pe ambalaj că produsul respectiv are uleiuri naturale, dar foarte mult în componenta acestor uleiuri este cea minerală, componenta minerală ocluzivă și dăunătoare. Și alimentația, că tot am vorbit despre alimentație. Dar aș mai adăuga un ingredient. Eu cred, dar puteți să-mi confirmați sau să-mi infirmați, că și stresul favorizează cumva apariția acnei, adevărat? Sunt studii care au demonstrat că procesul acesta inflamator de la nivelul tubului digestiv este influențat de alimentație, iar de la nivel cutanat și nu numai, de la nivelul tuturor aparatelor și sistemelor din organismul nostru, poate fi influențat de stres. Sunt și alte afecțiuni dermatologice, de exemplu psoriazul, în care stresul este o componentă foarte importantă, însă, de exemplu, stresul la adolescent poate să influențeze în sensul în care produce inflamație la nivelul glandei sebacee, mă trezesc cu leziuni în acesta de tip pustule, purulente sau noduli.
riscul cel mai mare este de a se agrava, de a se croniciza și de a lăsa cicatrici. Dar revenind la adulți, stresul de zi de zi poate să ducă la probleme? Stresul de zi de zi se poate transpune printr-o alimentație deficitară, în sensul în care consumăm alimente cu indice glicemic crescut. În anii trecuți, acum 20-30 de ani, nu se știa foarte mult despre influența alimentației asupra acnei. Se spunea că este doar componenta aceasta cutanată, strict și hormonală. S-a constatat că stresul acesta conduce la o alimentație cu zaharuri foarte multe, cu lactate, și atunci asimilarea acestora, componenta aceasta, picurile acestea, vârfurile de glicemie crescută, înseamnă producție mare de insulină. Inflamația aceasta duce la inflamație la nivelul glandei sebacee. De asemenea, s-a mai constatat că la nivelul pielii există acid hialuronic, fibre de colagen și de elastină. În momentul în care eu bombardez organismul, inclusiv la acel nivel cutanat, cu zaharuri, aceste zaharuri se duc și se leagă de lipidele și de proteinele noastre și atunci deteriorează fibra de colagen și de elastină și, de exemplu, leziunea de acne se vindecă mai greu. Deci ar trebui să putem să vedem diferențe dacă lucrăm puțin la alimentație. Categoric. Vă zic asta din propria experiență și știu clar că zahărul este inamicul numărul 1, cel puțin pentru femei, în ceea ce privește calitatea pielii. Și pentru bărbați în cazul acnei. Pentru bărbați. Notat. Da, doctor, vă mulțumim tare mult. Sper că cei care se uită acum la noi au fost edificați în ceea ce privește acnea. Mulțumim tare mult. Și eu.